Este tot mai greu cumva să avem o singură narațiune în ceea ce privește o privire retrospectivă asupra istoriei, dar uite, când privim istoria, dar unde subiectivitățile sunt și mai mari, și mai multe, și mai amplificate, așa că am preferat a privi retrospectiva arta românească prin intermediul a 15, să zicem, perspective, care vin din partea unor, mă rog, cercetători, istorici de artă, experți în domeniul artei, tocmai în ideea de a vedea retrospectivele subiective ale acestora. Cătălin Davidescu, ai, să zic, parcurs toată perioada activă și în zona muzeală, și în zona de curatoriere, și în zona publicistică, deci fiind alături de artiști în promovarea, facerea expozițiilor și apoi itinerarea lor în unele cazuri, și apoi, firește, în tot ce înseamnă producția de diseminare a celor concepte și conținuturi expoziționale. Pe de altă parte, ești un observator al fenomenului pentru că ai ținut de-a lungul timpului cronici. Acum cred că ești în România literară de găsit cu Da. cronicile de expoziții și nu numai, și Și de cărți și de ramurile, da. evenimente și în ramuri. Ramurile a rămas revista mea de suflet, trebuie să recunosc, de pe vremea lui Sorescu, așa că avem o istorie comună oarecum. Hai să începem atunci de pe vremea respectivă, cu ramuri, dacă e așa Când, de o amintire atât de plăcută care dă o configurare a, să zicem, a domeniului în domeniu. care te-ai îngerat. Păi, configurarea s-a întâmplat, așa cum ai spus și tu, în anii 80, chiar în 1980, când, terminând facultatea, am ajuns la Muzeul de Artă din Craiova, muzeul în care am lucrat aproape 20 de ani, până când am dat demisia, de asta se întâmpla un pic după Revoluție, și care, într-un fel sau altul, m-a format, m-a marcat firesc, pentru că am avut șansa să învăț, să cunosc, să-mi cunosc colegii din București și din toată țara și sigur că unul dintre personaje, a fost și un personaj Radu Bogdan, dar și o Da, personalitate da, uriașă da. despre care nu se mai vorbește foarte mult. Din păcate, el a cântărit greu într-o anumită zonă a definirii mele. De fapt, el a fost cel care mi-a dat cele două dintre axele pe care am evoluat toată viața. E vorba de Țuculescu și de avantgardă. Aș face aici o mică paranteză. Radu Bogdan, care la rândul său a fost, să zicem, direcționat în cercetarea spre Andreescu și toată acea operă pe care a dedicat-o acestui pictor român de către Giorgio Frescu. Și știm foarte bine că atunci era această, să zicem, acest interes înspre a găsi cercetători care să rămână cumva, să zicem, alocați, arondați cercetării de viață uneori pe asemenea artiști. Și aș mai face și o completare, cred că e necesar. Dar Radu Bogdan este, să zicem, memoria sa a fost păstrată de către fundația pe care o conduce Exact, Madalina. Madalina Mirea. Cumva, mă rog, există și un site, există și o serie de publicații, sper și în viitor, care cumva pun la oaltă partea de corespondență, fotografii, documente, lucruri care țin de, să zicem, inclusiv expertizele pe care Exact. le-a realizat pe opera lui Andreescu. Și Exact. redirecționez acum discuția, deci practic cumva, iată, într-un fel sau altul, cum s-au pasat niște misiuni în timp. Nu, e minunat ceea ce a făcut și face în continuare Madalina Mirea pentru memoria, pentru arhiva Radu Bogdan, care este uriașă la rândul meu. Datorită ei am beneficiat în volumul Reconstituirea de o serie întreagă de documente despre Țuculescu și fără de care cred că mi-ar fi fost mult mai greu să scriu acel volum. Deci, practic, au existat cele două, să zicem, mari, să zicem, cele două interese încă din anii 80, avantgarda, cum spuneai, și Țuculescu. Țuculescu deja se materializase într-o formă de volum în 1988 la editura Scrisul Românesc, Da, un dar asta a volum. fost datorită lui Radu Bogdan. Avangarda, sigur, el a cântărit mult, dar o întâlnire anterioară cu Gelu Naum m-a determinat
se evoluez spre zona avantgarde, despre care mărturisesc că nu știam foarte mult decât în zona literară, eu venind dinspre filologie. Și atunci era un domeniu cu totul nou pentru mine și primul care a început să-mi povestească despre perioada avantgarde a fost Gelu Naum. Crește că la Craiova știm bine că e Brâncuș, parte din, să zicem, mișcarea de mai înainte de avantgarde, da, dacă ar fi să o punem într-o ecuație. Exact, nu, el este peste toate aceste povești, de altfel nici ne-a plăcut foarte tare să fie arondat, după cum bine știm, niciunei mișcări avantgardiste sau de orice alt fel. A acceptat o serie de participări în expoziții contemporane, cu fotografii și uneori cu lucrări care deja erau în țară și vândute din, să zicem, etapele anterioare cumva de cercetare, creație. Exact, dar el personal nu a creat ideea, deși a fost prieten și cu Voronca și cu Țara, nici măcar pentru Țara nu a făcut, în afară de niște proteste, din câte rețin. Da. Există câteva poze care îi arată în atelierul din Paris, care sunt astăzi, să zicem așa, pe în fundalul amintirilor tuturor. Exact. Cum arată până la urmă avantgarda românească? Au fost diferite, să zicem, zone de a o interpreta, odată zona, să zicem, cea în care chiar o lucrare de-a lui Stelian Tănase, avantgarda românească în Arhivele Siguranței, cumva prezenta aspectul acesta al stângii avantgardei, însemnând artiști de orientare politică de stânga, care erau și urmăriți datorită aceste orientări de politice, siguranță, de siguranță. Pe de altă parte, există o, să zicem, o altă direcție, ceva poate ușor mai târziu recuperată în timp de către Radu Ștern, care cumva accelerează pe această idee a artiștilor evrei din avantgardă, cumva arătând, să zicem, componenta aceasta de, să zicem, spațiu cultural evresc în interiorul avantgardei din România și cumva corectând sau, mă rog, ajustând această idee avantgardă românească, dar evrească, sau cum arată până la urmă o perspectivă de cercetător asupra acestei... Da, cred că mai există o perspectivă destul de puternică și a lui Paul Cernat, pentru care măcar avantgarda, perioada de avantgardă istorică, este un pic periferică zonei centrale pariziene, inclusiv americane, avantgardei. Deci avem foarte multe perspective asupra curentului. Și firesc că există adevăr în fiecare dintre aceste perspective, de aceea prefer să văd avantgarda ca pe unul dintre cele mai importante curente, mișcări artistice de la noi, perfect racordat vibrației epocii, și care a însemnat foarte mult pentru schimbarea mentalului colectiv chiar în arta românească, în pofida imaginii destul de tradiționaliste și a perioadei interbelice, în care arta era teribil de ancorată și artiștii, marile personalități ale perioadei interbelice, erau personajele cele mai vizibile. În subteran, exista și această dezvoltare care și-a dat roadele, și asta pentru că m-a instigat relativ recent, a început să fie studiată arta tinerilor suprarealiști din perioada 1944-47, cei cinci care au speriat vestul la modul propriu. Infranoar. Exact. Și care, a căror mișcare, iacătă, a început să se studieze astăzi din ce în ce mai puternic, adică erau nume, cu excepția lui Gerasim Luca și Gelu Naum, quasi necunoscute, au rămas aproape necunoscute, și Trost și Paul Păun. Cu toate acestea, ei devin niște prezențe mult,
mult mai ofertante sau din ce în ce mai ofertante, nu în spațiu românesc. Eu vorbesc de spațiu internațional, de spațiu european și mai mult decât atât, de spațiu contemporan, de arta contemporană, arta zilelor noastre, pentru că ceea ce au generat ei ca mișcare artistică în acea scurtă perioadă în care au avut voie și libertatea să se exprime cât s-a putut cu cele două expoziții, îi făceau obiecte, instalații, performance, happening în Bucureștiul anilor 45, 46, 47. Scotea o serie întreagă de volume, toate în limba franceză, că era engleza acelor zile, și care acum sunt ediții bibliofile de o mare raritate, iar a căror modernitate, contemporaneitate de fapt, este indubitabilă. Cred că nu de pomană, cu siguranță nu de pomană. Breton spunea despre ei că totuși arta, suprarealismul în acea perioadă trăia în România. Trebuie spus și aici că ai dedicat de fapt un volum acestor, să zicem, nume pe care le-ai menționat și altele mai puțin cunoscute, mai puțin proeminente la nivelul, să zicem, istoria artei românești, în sensul așa cum s-au făcut raportările până acum. Volumul se numește Picto Avangarda, e un volum și bine ilustrat și care cumva încearcă să reconstituie chiar aspecte monografice uneori pe aceste nume și creații de artiști pe care astăzi le vedem, iată, continuate în lumea contemporană ca și direcții. Uneori există artiști care se revendică, să zicem, nu știu, asociere cu acele nume sau pur și simplu e o, să zicem, o trăire emoțională în sensul acesta? Da, cred că este o vibrație comună, mai mult scriitorii își revendică, dar ceea ce a făcut Gerasim Luca, nu în Franța, la nivel european și mondial, este evident că are vibrații în ceea ce se întâmplă în spațiu vizual contemporan, indubitabil. De ce atât de târziu? Care, să zicem, o explicație pentru acest decalaj? Adică am avut trei figuri preeminente, Marcel Iancu, Tristan Țărea, le-am menționat anterior, care, zicem, și-au primit uneori, nu pe măsură, poate, expunerea, cercetarea, vorbim de spațiu românesc, dar iată această serie mai largă de artiști, până la urmă, care poate uneori abia acum încep să fie repuse în circulație. De ce atât de mare decalajul de timp între aceste, să zicem, în această familie, până la urmă, de artiști? Unii au rămas în... Păi, cred că, pe de o parte, în perioada comunistă era totuși destul de dificil să se cerceteze, să se discute, să se publice despre această perioadă, în pofida a ceea ce spuneai și tu la început, că era vorba de artiști care inițial au fost de stânga, inițial și toată avangarda istorică la noi, o bună parte a ei, evident că am împărtășit convingerile stângii la modul natural și firesc, singura alternativă fiind o extremă dreaptă în ascensiune în acel moment și care evident le era defavorabilă. Există și astăzi, astăzi însemnând în perioada de până 90, o serie de cercetători care deja privesc diferit un pic acest, să zicem, redefinesc conceptele legate de modernitate și decadență sau progres sau de artă fascistă ca fiind decadentă, pentru că există un progres acolo, firește, dincolo de ideile care au condus înspre crimă, percepția lor, la fel ca și pe partea dreaptă și pe partea stângă, cu radicalismele, au produs, firește, orori, dar înainte de a le, cum să zic, amenda, astăzi unii cercetători recunosc, cred că redefinesc practic aceste idei de decadență sau de modernitate, inclusiv în zone de politici radicale, cum sunt cele de stânga sau de dreapta. E ciudată revenirea aceasta în, să zicem, până la urmă, la niște extreme care poate sunt, iată, recuperate din punct de vedere estetic. Cum arată până la urmă această nevoie? Păi, da, eu cred că totuși este o experiență firească, în sensul în care
extrema stângă, extrema dreaptă, futurismul, extremă dreaptă, nu știu, dadaismul mai puțin extremă stângă, dar avangarda, să-i spunem, extremă stângă, s-au întâlnit în zona lor de revoluție, de prefacere, iar toată această căutare contemporană are nevoie de studii aprofundate și de legitimări în tot ceea ce se întâmplă în vizualul, în arta vizuală de la noi. Și atunci aceste legitimări pot să vină din toate părțile. Este o perioadă de resuscitare a realismului socialist. Sigur că nu este departe de arta fascistă, pentru că era același discurs realist, dar dacă artiștii contemporani sau mișcările care se întâmplă în arta contemporană românească și de aiurea, că de fapt nu este vorba numai de arta noastră, că deja suntem globalizați și este absolut firesc. Uite, avangarda cred că a fost unul dintre cele mai globalizate tendințe și curente. Data internațională. Exact, era mult înaintea de definirii conceptului de globalism se întâmpla povestea asta. Aș reveni apropo de globalism la, iată, futurismul care prindea în revista de la Craiova. Adică ai cercetat, ai prezentat acest inedit, nu la București, la Craiova, la o distanță de câteva luni după ce a fost. Nu, dar a fost lansat la Paris și la Craiova concomitent manifestul futurist al lui Marinetti. Sigur, nu era în varianta lui fascistă în momentul acela, dar era un manifest pentru viteză, pentru schimbare, pentru un alt tip de percepție a fenomenului cultural. Condițiile care, nu știu, muzeele la Craiova stăteau mai puțin bine decât cele din Italia și se derâmau, adică erau trecute acolo pomar de muzeele, pomar de bibliotecile, aveau ce arde artiștii. Asta este atmosfera un pic suprarealistă, avangardistă, dacă vrei, a urbii, o zonă destul de conservatoare la modul propriu, unde apar aceste miracole, manifeste futuriste în ziare conservatoare, Brâncuș, dacă vrei, că el a spus că s-a născut, la Craiova s-a născut a doua oară. Vorbeam zilele trecute de o altă artistă absolut senzațională, născută la Craiova și foarte puțin cunoscută la noi, Noce Crist, care este o personalitate, o artistă importantă, cel puțin în zona americană, fără doar și poate. A emigrat în Statele Unite ale Americii și... A emigrat în 45, cred că s-a maritat cu un aviator american și a plecat acolo, dar acolo a avut o dezvoltare absolut extraordinară ca artistă și este o prezență foarte pregnantă ca imagine, ca modalitate de a aborda fenomenul artistic și a revenit în spațiul craiovean printr-o donație muzeului din Craiova. Exact. Deci s-a reintegrat în familia, să zicem, familia ei. Da. Așa că se întâmplă aceste minuni odată la, nu știu, jumătate de secol sau poate mai repede într-un spațiu. Și foarte bine. Și acum uitându-ne la Suculescu, zicem un pandan cu avangarda, la un punct știm și te-a ocupat de această reconstituire printr-o carte care, mă rog, chiar așa se numește, Ion Suculescu, Reconstituirea. Ai încercat să urmărești modul în care practic a fost momentul, mă rog, dispariției artistului și apoi ulterior al repoziționării lui în arta românească în 1964 prin prezentarea sa la Pavilionul Românesc de la Bienala la Veneția și cu toată suita de manifestări și la București care au precedat-o și ulterior prin încercarea de a prezenta lucrări în ambasadele României de peste hotare și așa mai departe. A încercat să urmărești această idee de, să zicem, încercare de a
Româniza avangarda, poate, la acel punct, pentru că Consiliul Culturii și Revoluției Socialiste, prin Dumitru Băsescu Dumnezeu, vedea un Ion Țuculescu, un reprezentant al avangardei din punctul de vedere al prezenței lui românești, să zicem așa, acestei atitudini. Și încercarea a fost făcută chiar după momentul în care, zicem, ușor, ușor au fost mai mult sau mai puțin îndepărtați reprezentanții, să zicem, cei de care pomeneam înainte, cei care aparțineau, să zicem, spațiului de cultură evreie. Jules Perrachin, încă Max era la muzeu, dar atâți alții. Când pleca Jules Perrachin, pleca întreagă categorie de artiști. Sigur, dar nu doar din cauza asta. Era o schimbare de mentalitate care începuse în ultimii ani la Gheorghe Iudeș, și care o serie întreagă de cadre tinere, inclusiv de artiști care nu-și mai doreau acel tipar proletcultist pe care îl promovau de tip sovietic. Și cred că asta a generat promovarea lui Țupulescu atât de surprinzătoare, neașteptată. La nivel oficial, la La nivel nivel înalt, trebuie oficial, spus că la cel era mai la înalt cel mai nivel. înalt nivel. Na. N-a existat din 1965 și seria de evenimente provocate pe banii statului, nicio altă vedetă din. Cred că niciun alt domeniu în care statul român să investească atât de mulți bani ca în Țupulescu. Gândește-te, vorbim de expoziția din 1965 Dales. Decizia a fost luată în câteva luni, în 60, cred că octombrie, încă nu se știa de expoziția din ianuarie 65 de la Dales. În noiembrie a început să se discute și în ianuarie era o expoziție făcută. A urmat Bienala de la Veneția 66 și până în 78 Țuculescu a fost plimbat în toată lumea, din Statele Unite, zone muzeale în principal, până în China. Europa, nu mai discută, în toate muzeele, din Franța, din Germania, din Olanda, Suedia. A fost dusă expoziția Țuculescu. Trebuie spus și că lucrările erau achiziționate de către statul român, de către instituțiile statului român, inclusiv, să zicem, repartizate muzeelor, adică distribuite la nivel național în muzeele din țară. Adică a existat și un efort de Aici, reprezentat. Da. da, și da și nu, în sensul în care evident că statul a fost cel care le-a achiziționat, dar din câte am cercetat, o serie întreagă de lucrări au fost achiziționate punctual de muzee care, e adevărat, aveau bani. De la consiliile, nu știu ce erau atunci, regionale, de la Ministerul Culturii, că muzeele aparțineau de Ministerul Culturii, dar comitetele de cultură în sfârșit. Însă foarte multe, foarte multe, o serie întreagă de lucrări la Muzeul de Artă din Craiova, la Muzeul de Artă din București, la Muzeul de Artă din Râmnicu-Vâlcea și Constanța. Știu punctual momentele în care, nefiind obligat sau nefiind o dispoziție la nivel național, au achiziționat lucrările. Deci, practic, până la urmă, ecoul Da, acestei munci pe exact. care o Chiar, ușor, făcuseră. chiar înainte, în 64, când încă era destul de estompată povestea, muzeele au avut această intuiție și au început să achiziționeze lucrări. La Craiova, să zicem că era legitim, el fiind craiovean și oarecum O figură locală, să zicem, aparținând. exact, dar restul era mai puțin cunoscut, pentru că el era un anonim, să ne gândim că din 1947 el n-a mai avut voie să expună până la moartea lui, până în 62. El n-a mai putut să expună nicio galerie de nicăieri, a participat de 3 ori, cred că, cu câte o lucrare la expoziții omagiale total nesemnificative, dar să-și facă o expoziție, ceea ce își dorea foarte tare, el n-a mai avut ocazia pentru că nu i s-a dat această ocazie. Trebuie spus că nu era membru al artiștilor plastici în perioada la care faci referire și
Mă găsiți, spre exemplu, în dosarul de urmărire a lui Jules Perrachin de la CNSAS, aceste discuții din casă cu soția dumnealui, mă rog, discuții înregistrate, stenografiate ulterior Da. către agenți și Exact. spuneau acest lucru, că de ce să ajungă, cum ar veni, chiar asta spunea Jules Perrachin, de ce să ajungă și altcineva decât grupul lor știut să se înfrupte de această cunună a avangardiștilor, pentru că el intră în arta românească, recuperat fiind, cu această, să zicem, sintagmă cumva. Era un Da. artist perceput ca fiind avangardist. Avangardist. Nu știu dacă putem zice avant la lettre, că era post-avant Post, la lettre. exact, da. Și de aceea spusese că nu-i dăduse inclusiv acest titlu de membru De în cadrul membru. artiștilor. Practic, prin urmare, nu putea să expună, pentru că în România excepțiile se făceau doar în cadrul artiștilor Era plastici și membru de. ulterior în Da. cadrul Asociației Artiștilor Amatori. Era membru al fondului plastic, ceea ce e adevărat că nu îi dădeau toate drepturile. Puteau să lucreze și să Și vândă să, diferite, exact, să zicem, exact. tipuri de lucrări. Dar, din păcate, tot ceea ce ai spus este adevărat. Realitatea a fost asta, că n-a putut să mai expună. În pofida expoziției, care și asta a fost un moment în 56, când și-a făcut din disperare o expoziție la el acasă și care a avut totuși un ecou important, pentru că inclusiv Maxi a vizitat expoziția de la el de acasă și foarte multe personalități din toate domeniile, muzical, Era literar. și bine poziționat familial, trebuie spus și acest aspect, că nu era să zicem, într-o periferie a societății, era totuși destul de. Da, e adevărat. Și astea au existat, mă rog, o serie întreagă de ipoteze care nu pot să nu fie luate în seamă, dar nu cred că sunt atât de relevante, a relației lui cu Gala Galaction, cu fetele Galaction și a unor mișcări, hai să-i spunem, de mediere politică prin care Maria Țucurescu încerca să îi reabiliteze memoria. Și cu spațiul de cultură italiană, apoi cei Exact, e care de practic acolo, îl exact, de acolo. promovaseră la interesul practic. Am cercetat un pic acest filon și nu am găsit absolut nimic care să mă convingă că el ar fi real. Mai curând mizez pe această expoziție din 1956, când a stârnit interesul, cred că a fost singura expoziție făcută în acea perioadă în propria lui casă. Și cred că era vorba de acei tineri intelectuali care își doreau să vină la putere, să schimbe norma și au găsit aici Faniolul, să zicem, steagul sub care se poate lupta și sub care se și poate care venea să într-un impună. fel sau altul foarte bine, era poziționat și prin perspectiva pe care de fapt au și accentuat-o, inclusiv Radu Bogdan, aceea a naționalismului. Pentru că Țuculescu se inspira din arta, spuneau ei, ceea ce mă rog, sigur este într-un fel adevărat, populară românească și pe sistemul ăsta de încercare de eliberare de sub Modelul sovietic, modelul da. sovietic, Țuculescu era Era modelul, artistul, noul model de urmat. în plus, el dispăruse. Da, era Se știe. postumă această interpretare, să zicem, sau Exact. aceste uneori forțări, poate, de limite, pentru Au că fost forțate mult aceste limite, din scoarțe păcate. oltenești devine un clișeu, adică deja noi Exact. ca elevi vedeam Țuculescu înainte să știm cine e, vedeam că Ce? ne vom căuta Da, o asemănare cu o scoarță oltenească. exact. Și asta, din păcate, nu i-a favorizat memoria, dar calitatea picturii lui sper Convinge să. și astăzi, din punctul de vedere al rarității, până la urmă, și al, dacă ne uităm inclusiv al prețurilor pe piața de artă liberă, să zicem Da. așa. Este unul dintre reperele artei moderne românești, fără discuție, și bănuiesc că o să rămână,
pentru că înnoirea pe care a produs-o el, fără să-și o dorească, absolut firesc și natural și poate și datorită izolării în care a trăit vis-a-vis de breaslă, a însemnat o schimbare radicală de model, de paradigmă, de orice. Și toate lucrurile astea trebuie să rămână. Din păcate, el nu are același parcurs la nivel universal pe care l-ar fi meritat cu prisosință, dar care, din cauza, nu poate să fie, datorită unei proaste gestionări la nivel internațional a creației sale, adică politizate. Pentru că el sigur a fost la multe prezent, expoziții, i s-au făcut în multe muzee din lume, dar în acele zone oficiale, unde critica de artă nu se vine pentru că știe că este o poveste de mediere politică, de relație politică și nu e interesant nimic. Acele galerii care la rândul lor aparțin comunităților, deci nu sunt galerii care să promoveze cu adevărat arta. Trebuie să aducem aici o paranteză, că practic anii de după 64, 65, cei pe care îi pomeneai, sunt cei ai, totodată ai războiului rece cultural, dacă ar fi să ne uităm la războiul rece, adăugăm cultural în coadă și știm că tabelele se poziționau ca atare. Când venea artă din Occident, în România, venea un anumit tip de artă, când vedea artă din România afară, venea. Da, parcă, nu, sigur, Comarnescu are în jurnale, unul dintre jurnalele sale, chiar remarcă povestea asta apropo de Statele Unite, unde, deși e prezent în muzee, criticii de artă, presa care conta, nu veneau, veneau ambasadorii, venea un alt tip de public oficial, politic și nu cel care cu adevărat conta pentru. Petru Comarescu fiind la rândul său unul dintre agenții, să zicem așa, nu doar de securitate, ci și agenții implicați în promovarea artistului, el fiind curatorul, am numit astăzi, comisarul desemnat al La reprezentării române Biennala la de la Bienala de la Veneția și Veneția. ulterior în marea majoritate a expozițiilor făcute în întreaga lume. Cred că Frunzetti a fost în Suedia și în Franța, în Statele Unite, cu siguranță tot Comarnescu a fost. Comarescu condusese în anii interbelice în Societatea Amicilor Statele Unite ale Americii și cumva era listați acolo pe toți prietenii, amicii pe care îi și urmărea pe între ei, de fapt, motivul pentru care este recrutat de securitate și cumva putem vedea și acesta ca fiind un prilej de a deschide, cum a venit, a redeschide relațiile și de a redeschide potențiale piste de, să zicem, informare. Nu doar culturală, ci și de poziționări politice, cum bine observai că existau anumite rețineri în anumite zone de, mă rog, rolul acestor evenimente și adresabilitatea lor Asta artistică în sensul pur sau, nu știu cum să zicem, pur estetic sau este. exista și o mobilizare de altă natură, în mod sigur. Da, e rolul lui Comarnescu, sigur că rămâne încă de stabilit. A fost un scriitor, un critic de artă foarte activ și în perioada Un interbelică reper, și un un reper reper, fără discuție. pentru lumea artistică și când Exact. scria un articol despre un anume artist, poziționa deja lectura, Exact. interpretarea, deși operă, aceeași măsură, operă, să zicem, necivilă pe care urmează să o descoperim, adică cel puțin la fel de mai multe, să zicem, note publicate acolo, publicate, mă rog, scrise acolo, decât cele publicate prin articolele de Da, presă. din câte am citit, n-am studiat subiectul, dar din câte am citit, cred că ele sunt publicabile pentru că scria aproximativ identicul. Există o lucrare deja pe care a Exact. scos-o domnul Lucian Boia, Dosarul agentului Anton se Anton, exact. numește, Păi și aia. aflăm și numele conspirativ cu Exact, această ocazie. aia a fost singura care Da, am Lăritura citit-o și Humanitas publicată. da. Deci, practic, acestea au fost, să zicem, direcțiile mari de cercetare, să zicem așa, și de implicare, până la urmă, în
contribuția personală, dar în același timp am rămas pe anul acela 90, când, sau ulterior Aha. la 89, când mediul muzeistic a rămas în urmă, Da. cum ai făcut continuarea înspre preocupările ulterioare? O lungă perioadă am încercat, sigur, acel tip de existență freelance. Cred că era un pic prea devreme în acel moment, dar aproape 10 ani am existat așa. Mult curaj, adică anii 90 au fost, mă rog, toate Da, da, da. turbulențele. Cum se vedeau din punctul de vedere a unui, să zicem, om implicat în fenomenul artistic, schimbările de paradigmă? Pentru că au fost, mă rog, mici, mari, cum au fost, sau cum se vedeau continuitățile dinspre ceea ce se dărâmase, să zicem, infrastructură, sau, mă rog, măcar pe anumite zone, anumiți oameni care conduceau, ulterior, înspre ceea ce a urmat. Democratizarea accesului la, democratizarea conceptelor, democratizările. Sigur că la început lucrurile erau foarte confuze, cred că spre anii 2000-2000 și au început să se clarifice, în momentul în care eu am încercat să-mi fac un drum pe cont propriu. Nu exista nici AFCN, nu exista o groază de instituții care ar fi putut Nu să... exista transparență în cheltuiela Transparență, nu. banului public, nu Exact. existau, cum ar veni, Nu. competiții reale, management de proiect, adică astea sunt Exact, ulterior gândite, adăugate pachetului, da. și nici măcar nu erau colecții. Exista ideea de a acumula artă pentru că este o valoare, dar eu nu știu un colecționar foarte serios care să se fi format, că a început să se formeze, poate, dar tu ai informații mai bune, dar un colecționar cu adevărat care se formeze în anii 90 și care să aibă o imagine coerentă despre ceea ce vrea să cumpere și nu să acumuleze, că așa s-au acumulat. Bine, e greu să pui orice în afara contextului, pentru că contextul în Da. sine era unul perturbant, adică Exact, toate exact. lucrurile, nu mai țin aminte că inflația mare, creșteau, scădeau valorile, pierdeai averi, pierdeai mașini, pierdeai la cec, nu știu ce bănuțuși deoparte, adică n-aveau cum să existe, zicem, niște tipuri acestea de ieșiri din peisaj, câte vreme tot peisajul era cu totul deformat de realitățile. Veneau minerii, plecau minerii. Alegerile le știm foarte bine de la televizor, televizate, cu tipul nou de democrație descoperită prin scandal, scandal, putem spune, Scandal, atacuri la persoană, pericolul extremei drepte din nou cu România cu Mare, România. adică n-aveai timp de respirație Nu, bun. cu siguranță nu, și cu atât mai puțin de privit la artă, cu toate că erau groază, erau, sunt și acum foarte mulți artiști care încă nu au înțeles că lumea s-a schimbat de mult și că există alte repere, trăiesc în vechile repere ale UAP-ului dinainte de 1989, poate și un pic din cele actuale. Ori toate lucrurile astea nu mai există decât într-o bulă de aer Da, de care de protecționism al protecție. statului Exact. care rămâne într-un fel socialism, nu comunism, Și nu, da, cu nu. față umană în sensul Exact, și perestroică, da. nu generează o competitivitate reală. Venind mai aproape de anii 2000, 2006-2007, mă rog, condamnarea comunismului în România, urmând cu toate steguletele pe care trebuia să le doborâm la tot felul de probleme, corupție, implementări de toate tipurile. Integrarea 2007 a adus, printre altele, și puterea, posibilitatea artiștilor de a circula ceva mai ușor, până la urmă, înainte vize complicat, Mult. orice Sigur. transport, o cutie cu lucrări era de aproape Da, imposibil. exact. Cum s-a schimbat o dinamică, dacă ar fi să o comparăm cu. Păi este greu de comparat în sensul în care chiar cred și am spus-o în mai multe rânduri că nu există un moment mai favorabil pentru arta românească decât cel al zilelor noastre. Nu există și nu a existat niciodată o notorietate
prin reprezentanții, nu? Artei românești, nici în celebra perioadă interbelică, nici în perioada comunistă și cu atât mai puțin în cea post-revoluționară sau cum vrem să-i spunem. Este cea mai bună și cea mai favorabilă perioadă pentru arta românească, nu doar contemporană. Ca dovadă că, apărând case de licitații, deja prețurile au crescut. Să nu uităm că un Grigorescu se vindea la, nu știu, 5.000, 3.000, 5.000 de dolari în anii 90. Nu mai vorbim de prețurile astea după mai puțin de un sfert de secol. Deci, din toate punctele de vedere, pentru noi, cred că a fost un lucru mai pozitiv asta. Este un lucru pozitiv și... Evident că artiștii români sunt în cea mai bună perioadă și în cea mai favorabilă perioadă de a fi cunoscuți. Cum s-a văzut, să zicem, zona aceasta de artiști care practic s-au educat după 1990 sau cam, să zicem, au prins trecerea aceasta, dar mai mult ieșirea din comunism decât perioada comunistă? În, să zicem, oferta culturală cu care au venit la Craiova, au fost câteva, să zicem, încercări independente, să le numim așa. Mă rog, toate celelalte mari centre universitare la rândul lor au reușit să coaguleze, să zicem, unii diferite branduri, alții diferite soluții de reușită, până la urmă, creând la rândul lor modele și creând valuri de, să zicem, reprezentanți. Păi, la Craiova a fost, este încă din fericire, o singură galerie de artă contemporană, Electroputere, a lui Bian Bojenoiu, și care sigur că a reprezentat mult pentru spațiul artistic contemporan românesc. Din păcate, așa cum spuneam, ecourile zonale sunt mai puțin importante decât ecourile naționale. Și este foarte bine că măcar la nivel național galeria Electroputere este mult mai cunoscută decât este cunoscută în plan local. După aceea a fost celălalt, hai să zicem, pol de putere, Muzeul de Artă, unde după o perioadă în care artiștii locali erau cei care erau promovați, într-un fel firesc, de câțiva ani reușește să promoveze un alt tip de imagine națională a unor artiști de importanță națională și în sensul ăsta vorbeam adineaori de Aurel Vlad, expoziția care este acum la Craiova, de Marian Zidaru, de Mircea Roman, de expoziția Flondor, care a avut loc acum 2 ani, și multe, dar e dub, multe alte nume, Petru Lucaci, din spațiu național și nu local. Practic, ai, cu acest prilej, să zicem, ai și ocupat de curatorirea unor expoziții și da. Cred că ai și numită artiștii și autorii da. cu care ai colaborat. Deci, în dimensiunea aceasta mare, până la urmă, ajunge la Craiova, pentru că vorbim de numele importante, da, de primă mărime din arta românească, nume consacrate în spațiul prezentului, figuri, să zicem, care au marcat, până la urmă, arta românească în mod sigur. Cum arată, să zicem, această colaborare cu, până la urmă, colegii, pe de altă parte, dar pe de altă parte sunt niște oameni de primă dimensiune în sensul cultural. Le-ai organizat aceste expoziții. N-aș trece ușor peste acest aspect, pentru că sunt lucruri pe care merită să le mai menționezi. Da, nu știu, nu cred că este meritul meu obligatoriu, sau poate este un pic și al meu. Este a oamenilor de la muzeu care au înțeles că totuși trebuie schimbat paradigma de prezentare și că este un muzeu de importanță națională și atunci are nevoie de un alt, o altă desfășurare de forțe. Și în sensul ăsta există, cred, în continuare un parteneriat cu un arte.
și care cu siguranță a fost favorabil și acest tip de deschidere și de înțelegere a fenomenului artistic contemporan muzeului. Dar este o echipă foarte importantă acolo, adică... S-a și văzut, practic, muzeul în sfârșit a reușit până la urmă, după eforturi importante, să deschidă acea aripă nouă, Brâncuș, pavilionul Brâncuș sau cum se numește, realizat de către Dorin Ștefan. Da, a fost pe scaunul pe care stai tu acum trei întâlniri la lumea lui. Deci am aflat de la Dunării. Cum se vede în Craiova, să zicem, această nouă direcție de, să zicem, înțelegere până la urmă lui Brâncuș? Dunării ne spunea că era important un semn de afară, să știe lumea ce găsește în interior sau cei din interior, să știe că este o continuitate și peste timp, într-un fel. Da. Suntem în Oltenia, aici toată lumea cârcotește, că n-ar fi Olteni dacă n-ar cârcoti. Și atunci sigur că se vede, pe de o parte, ca un semn pozitiv a ceea ce a făcut această alternativă, acest semn propus de Dorin Ștefan. Pe de altă parte, există frustrările firești ale conservatorilor, tradiționaliștilor, unor realiștilor vis-a-vis de spațiu de care aveau nevoie sau de necesitățile muzeului. Depozite, săli de expoziție pentru expozițiile temporare, pentru că asta e lipsa de spațiu. Da. E fost o clădire, un palat, sediul muzeului și cumva dotările acelea, nu cu așteptările de astăzi. Unii gândesc White Cube cu păi da, dar aici, de exemplu, nu ai posibilitatea de expune decât în hai să-i spunem, muzeul, monumentul dedicat lui Brâncuș, nu ai posibilitatea de expune decât un anume tip de artă, probabil artă video, pictură sau sculptură în sensul tradițional, de a nici nu s-a putut pune sau propune ca lucrările lui Brâncuș să ajungă într-un spațiu dedicat lui, pentru că nu există nici sistemele de securitate, de conservare, deci toate acele criterii muzeografice care ar fi trebuit să le îndeplinească. Și atunci, sigur că spațiul este absolut generos, este mai mult decât ofertant și probabil că în timp el va fi reinventat în această zonă a artelor New Media, să le spunem. New Media, exact, a relații cu teatru, cum pot să fie spectacole, pentru că spațiul este într-adevăr spectaculos. Și pentru că spuneai de zona asta, gen, un pic conservatoare sau mai puțin mai mult conservatoare, apropo de imaginea lui Brâncuș și de modul în care este receptat astăzi, poate ne spui câteva referințe la, nu știu, ce a însemnat scultura post-Brâncuș, știind că România a fost un întreg fenomen, Brâncuș fiind recuperat cumva în aceeași perioadă cu Ion Suculescu, vorbim de anii 60. Puțin înainte, dar cu ecouri puternice, pentru că ce se făcea în realismul socialist de către Boris Caragea, chiar și de Medrea, Baraschi și alții, acea direcție a fost retezată într-un fel și modernitatea a intrat în sculptura românească datorită receptării lui Brâncuș, adică nu neapărat datorită unui model occidental. Avem Occidentul în Brâncuș, să zicem. Exact. Da, știm foarte bine generația anilor 60, să nu-l uităm pe Peter Iacobi și care a condus filiala artiștilor plastici. Exact. A fost primul care a înființat-o. Cel care a înființat-o și care a făcut și atelierele tip Pangrati la Craiova. Cel care a generat, să-i spunem, prima expoziție de artă abstractă, e adevărat, adusă de la sârbi. Cu care ne reîmprietenam, pentru că sârbii, spațiul de acolo era Tito Călăul. Exact. Noi am revenit la prietenia cu Tito Călăul, dar fiindcă deveneam antisovietici ca și Tito Călăul. Exact. Și datorită faptului că era, la muzeu Mândrescu, Anatol Mândrescu era
un critic de artă important, interesant, devenit ulterior redactor șef la revista Arta, unde era Shankar Ghir, și care promovau acest tip de deschidere și de înțelegere și de ruperea... Iată, uite, am și uitat. Peter Iacobi, putem să spunem că este o altă ruptură. Cei 9 ani petrecuți în Craiova au însemnat un alt tip de dinamică și de mișcare și de scoatere din amorțeală. O aduce și la minte adesea. Am avut ocazia în interviul cu dumneavoastră și am și realizat împreună câteva expoziții și menționează Craiova, adică a fost important. A fost de fapt pentru el o trambulină de lansare, adică fără doar și poate, exact. După bursa Ștor de la București, sigur. Craiova și cu imaginea, apropo, pe care o introduce el legată de Brâncuș, are o serie de gravuri în care pune coapsa lui Brâncuș, o sculptură coapsa, imaginea o pune pe deasupra unui butoi cu varză să apese să stea la murat. Era adevărată recitarea asta? Era în folclorul craiovean sau era o glumă care circula? Nu. Sigur că a existat în folclorul craiovean, fiind confirmată de... și de veche paleologul, de un alt istoric, scapă Niculescu Plopșor. Niculescu Plopșor, da. Exact, acest Niculescu Plopșor, care era la Academie și care există mărturia lui, cred că publicată chiar într-un număr din manuscriptum, de acum nu mai știu câți de mii de ani, în care povestește cum la indicațiile lui Victor Nepop, proprietarul expulzat de pe moșie de la Ostroveni, s-a dus la Ostroveni și a avut această surpriză să găsească Sculptura lui Brâncuș, că coapsa pusă pe butoiul de varză. Acum cât de adevărat este, nu știu, și de copii, capetele de copii, așa le spuneau, într-un cerdac aruncat, într-un cod de cerdac, așa mă. Peter Iacobi o reprezintă, deci o luăm plecând de la Peter Iacobi. Sigur că da, și el, Peter Iacobi, era acolo exact în perioada în care se făceau aceste mărturii, în momentul în care veche paleolog exista și era o prezență importantă în spațiul craiovean, Niculescu Plopșor de asemenea. Sigur că toate lucrurile astea l-au marcat și pe Iacob într-un fel sau altul. Cred că unul dintre motivele pentru care în continuare își aduce aminte, nu își aduce aminte, consideră că eu un reper în existența lui, în debutul lui artistic, este și ăsta. Plus întâlnirea, să nu uităm, cu Angel. Peter s-a întâlnit cu Angel la Craiova. Da. Atunci, în momentul în care, din păcate, a fost ratat de craioveni, când Gheorghe Angel își dorea să lase... parte din operă să devină muzeu, să rămână, nu? Tot. Da. Deci ce făcea? Condiția era să aibă o casă în care să locuiască la Craiova și să doneze tot orașului Craiova. Adus de un alt mare colecționar, Bălintescu, care era la vremea aceea parcă... Conducea arhivele naționale din Craiova, exact. Am găsit în dosarul lui George Tomaziu, George Tomaziu fiind, mă rog, un artist român, nepot de-a lui George Enescu, dar în același timp activ ca spion pentru britanici, și el menționează că și grafician foarte important și sigur interesant. Da. Și el menționează în dosarele lui de securitate de urmărire, se menționează această intenție de a realiza un muzeu la Craiova, dar organizat de către Alexandru Bălintescu. Și corespondența cu Alexandru Bălintescu este interceptată tocmai pentru că Tomaziu era deja, deci am urmărit la ieșirea din închisoare din 64, dar relația lui cu un oficial și
Și era prieten cu Tomaziu, Părintescu, era prieten, există o donație foarte importantă, Tomaziu, pe care Părintescu... Asta și spune una dintre întrebările pe care le pune agentul, într-una dintre întâlnirile cu agentul de securitate, întreabă dacă și-a recuperat, pentru că atunci când intrau în închisoare, deținuții, cei care numim astăzi politici, lor le erau și confiscate averile. Și întreabă dacă și-a recuperat și el spune, da, am recuperat tot și tot de asta s-a ocupat Alexandru Bălintescu. Adică el se îngrijise până la urmă de toată creația lui pe care el o lăsase în casă în momentul în care fusese arestat de către securitate. Pe care Bălintescu... Avea intenția să o pună într-un muzeu, adică... Păi nu, a donat. A donat un muzeu. Din epocă, deci... Din epocă, cu... sigur, da. Sigur. Asta e un alt tip de colecționar despre care ar trebui să te interesezi, colecționarul comunist. Da, avem o imagine și cu Constantin Doncea, primarul Bucureștiului, foarte interesant. O să urmeze aici, în zona asta sunt studii, nu mai putem să vorbim cu ei sau cu moștenitorii neapărat. Nu mai are moștenitori, da. Dar el făcea din, fiind un om foarte sărac, o făcea din convingere pentru a ajuta societatea, adică toate principiile pe care comunismul le inoculase, unele foarte bune de altfel și corecte, în perioada anilor 50, el și le-a asumat și le-a împărtășit și a încercat să le promoveze, iată, și prin toate donațiile pe care le-a făcut, dar inclusiv prin muzeul pe care îl are la Costești, în comuna lui natală. Da. Interesantă istoria asta pe care o trebuie să o recuperăm, iată, apropo de inclusiv figurile unor perioade pe care astăzi le privim în calup, ca fiind, să zicem, într-o formă sau alta acuzabile, iată, trebuie să avem lumini separate pentru anumite griuri, pentru anumite zone de alb, poate, sau străluciri, că aici vorbim de străluciri, mai ales vorbim de Peter Iacobi, vorbim de oameni care au făcut cariere importante. Importante la nivel internațional, sigur că da. Dar și de anonimi care, din păcate, au rămas într-un cont de umbră, deși au făcut, Bălintescu este într-un mare cont de umbră în continuare, deși a făcut un muzeu important, deși a avut donații, a avut o prietenie pe care e aproape cunoscută cu Gheorghe Anghel, căruia îi dădea din salariul lui, pentru că nu avea, era un moment în care nu putea să supraviețuiască. Dar trebuie spus că Gheorghe Anghel este din nou între sculptorii care e considerat ca fiind o ieșire din realismul socialist. Exact. Lucrarea din fața Ateneului Român Meminescu este astăzi, să zicem, lucrare importantă care și-a găsit locul foarte bine, însă nu era o atitudine în epocă de a vedea un Eminescu de sculț, mă rog, toate cealaltă critici care veneau la pachet apropo de reprezentare, dificile de asumat în perioadă și s-au și distrus o parte din lucrări datorită acestei îndrăzneli. Adică erau în fața muzeului Simu din epocă, de pe Bulevard, erau o statuie Ștefan Lucian și Todor Paladi, cred, și au fost lucrări pe care le-a, mă rog, le-a pierdut, nu știu dacă s-a parat. La Craiova este turnat în bronz, asta a fost condiția donată. Lucrarea se toarne în bronz, un Paladi enorm, care este chiar la intrarea în muzeu și care e tot desculț, cu niște sandale romane. Așa, da. Era o atitudine. O atitudine destul de... Da. Sigur că da, sunt. Cum s-au văzut momentele, să zicem, pentru că încă ne uităm retrospectiv, dar ceva mai aproape se scurtează retrospectiva noastră, la momentele, să zicem, ok, am trecut peste 2007, integrarea României în Europeană, mă rog, apoi au fost o serie întreagă de evenimente legate de 2018, au fost marile centenare ale aniversării 100 de ani de România, apoi au venit la pachet Europalia cu Fanionul Brâncuș, expoziția, să zicem, care a făcut sezonul, care a făcut importanța sezonului, deci era cumva, mă rog, așa, și apoi sezonul România-Franța, unde iarăși a contat din nou Brâncușul, de data asta cel din centrul Pompidou. Cum s-au văzut măcar aceste mari evenimente, Fanion, să zicem, din punct de vedere al istoricului de artă și al contribuției românești, într-un fel sau altul?
Eu chiar cred că au fost niște evenimente importante, despre o parte dintre ele am și scris, care mi s-au părut foarte importante. Sigur, și cu regretul că o expoziție Brâncuș mare încă nu avem. Există această speranță pentru la anul la Timișoara, de România, de România, de spațiu românesc. Da, da. Noi n-am mai avut o expoziție retrospectivă Constantin Brâncuș mare, importantă, n-am avut niciodată, de altfel. Și poate că, nu știu, un gest de dragoste, de respect ar fi meritat măcar atâta lucru din partea statului român. Bine, e dificil de a ne imagina acest lucru. Câte vreme, să zicem așa, avem încă o dispută măcar rămasă apropo de cumințenia pământului, o lucrare care, mă rog, a fost ieșită din muzeu, pierdută prin, să zicem, acte și contracte. Sigur, au fost multe dispute, dar dacă ne asumăm la nivel cultural, ca popor, că unul dintre reprezentanții importanți ai noștri, așa cum este Eminescu, în zona artistică ar fi Constantin Brâncuș, am fi putut face treaba asta, am fi putut face măcar traduce catalogul rezonearului Thea Bach, adică astea sunt gesturile mărunte de respect. Sigur că scriem o groază de studii, dar de fapt poate uneori le scriem pentru noi și nu pentru el. Dar iubirea pentru și respectul și asumarea unei personalități, cred că s-ar putea materializa și în acest tip de atitudine, de reverență pe care o faci unui om pe care îl respecti. L-avem pe bancnotă încă, nu? Mai avem pe bancnotă. Deci, da. Într-o formă sau alta, intră în buzunarul nostru. Intră în buzunarul nostru aproape zilnic când primim bancnotă. Da. E adevărat. Dar, uite, poate totuși expoziția pe care o să o facă Doina Lemni la anul la Timișoara va împlini acest vis. Spuneam în relație cu Brâncuș, dar mi-am adus aminte că același tip de atitudine ușor perversă o avem față de toți cei pe care îi spunem că îi iubim. Vorbesc de Corneliu Baba. Toată perioada în care Corneliu Baba era considerat un mare maestru și admirat peste tot, de perioada comunistă vorbim, el nu avea voie să plece din țară pentru că opera lui era de patrimoniu. În același timp n-a avut o expoziție personală. Exact. A avut în 77, cred că, o expoziție mai mare la Dallas și aia a fost unica. Da. Cred că da. În rest, era participări firește la saloanele respective, dar era la o altă cu cei 400 de artiști. Exact. Sigur că era asumat la discurs, ca discurs oficial. Cum poți să faci o poveste de genul ăsta? Care este semnul de dragoste și de respect vis-a-vis de un artist? Citeam ulterior în jurnalele pe care le-am publicat, de confesiunile publicate de Maria, de aceste momente triste în care el își dorea să expună, el își dorea să vândă afară, el își dorea să circule arta lui, nu doar în spațiu comunist, ci peste tot. Ori și numele lui Corneliu Baba legat de Craiova, pentru că da, e născut la Craiova. Născut și, mă rog, a crescut o perioadă acolo, tatălui a fost, mă rog, un pic cunoscut pictor local craiovean, sigur că după aceea a circulat la fel de bine legat și de Iași. Da. Are și niște și multe multe confesiuni despre Craiova. Corneliu Baba, publicate chiar în reviste locale, dacă nu mă înșel. Deci e de revizitat inclusiv, iată, operele celebre sau numele celebre, să zicem așa, pe care, despre care știm, mi se pare că știm totul, iată că avem încă restanțe, să zicem, la ai cunoaște mai bine. E adevărat. Dar asta este, să sperăm că viitorul nu ne va aduce decât lucruri bune și că vor exista mai multe instituții de cultură în acel oraș și legături tot mai bune cu,
cu restul țării, pentru că important este acum să ne mișcăm măcar într-un spațiu național, dacă nu european, eu zic european, cât mai lejer. Spunându-ți adineori despre această oportunitate extraordinară pentru, pe care cultura românească, mă refer în primul rând la arta noastră, o are acum și de care beneficiază din plin. Și eu sunt bucuros că atâția artiști tineri sunt total trăiesc dezinhibați de toate poveștile pe care eu le aveam și de care eram încărcat și pe care ei nu le mai au. Și faptul că ei există peste tot în lume și sunt prezenți și sunt cunoscuți, tot mai cunoscuți, pentru mine nu este decât o mare bucurie.